Haila Mitoc este noul concept de turism care vizează promovarea antreprenorilor și producătorilor locali. Videoclipul a fost lansat sâmbătă cu ocazia vizitei unei delegații franceze în cadrul proiectului Întâlnirile Franco-Române pentru Turism. Comuna Mitocu Dragomirnei a fost selectată drept comună cu potențial de dezvoltare turistică, iar tema principală a acestei întâlniri a fost formarea profesională, dezvoltarea turismului rural și a ecoturismului. Cu ocazia acestei întâlniri, primăria comunei Mitocu Dragomirnei a lansat primul videoclip intitulat Haila Mitoc pentru promovarea antreprenorilor și producătorilor locali. Videoclipul a fost lansat în prezența a peste 100 de persoane, printre care se enumără producători și antreprenori locali, directorul școlii, consilier local, directorul centrului de recuperare și reabilitare Mitocu Dragomirnei și cadre didactice. Videoclipul de promovare a producătorilor și antreprenorilor locali cuprinde pensiunile turistice, restaurantele, locurile de agrement, producători locali de legume și fructe, produse de patiserie și, nu în ultimul rând, prestatori de diverse servicii din comuna Mitocul Dragomirnei. Întrucât producătorii și antreprenorii locali sunt motorul economiei locale, prin promovarea lor nu facem altceva decât să sprijinim și să întărim economia comunei Mitocul Dragomirnei, a arătat Radu Reziuc, primarul comunei din vecinătatea municipiului Suceava. La întâlnirea de sâmbătă s-a făcut schimb de idei privind organizarea învățământului profesional din Franța și România, identificarea nevoilor de formare profesională, respectiv de a dezbate asupra modalităților de adaptare a ofertei de formare a unităților de învățământ pentru a răspunde cererii de pe piața muncii. Din delegația franceză au făcut parte Julien Chapon-Lucchesi, consilier de cooperare și acțiune culturală din Ambasada Franței în România și directorul general al Institutului Francez din România, Nadejda Vust, consilier municipal delegat pentru viața asociativă și relații internaționale în orașul Laval, François Marchard, președinta Comitetului de Înfrățire Laval-Suceava și Michel Coriș, atașat de cooperare educativă la Ambasada Franței în România.